Bună ziua, sunt Gabriel Bejan și discutăm astăzi la hotnews.ro cu analistul Arman Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, despre câteva evenimente importante care se desfășoară în aceste zile și care au legătură cu NATO și cu războiul din Ucraina. Bună ziua, domnule Goșu! Bună ziua! Dar nu o să încep discuția cu ceva de actualitate, ci cu un documentar care se află pe Netflix, se cheamă Turning Point, The Bomb and the Cold War. Fiecare episod începe cu o scenă din războiul din Ucraina, astfel încât să nu uităm nicio clipă vremurile în care trăim. Dar documentarul lansează câteva teme importante. Posibilitatea unui război nuclear s-a întors acum la nivelul din războiul rece, iar cealaltă temă care mi se pare importantă este că în toată perioada războiului rece, doar norocul ne-a salvat de dezastru, pentru că armele nucleare se află la dispoziția unor oameni instabili. Revenind la actualitate, vă întreb, domnule Goșu, cât de aproape suntem de un război nuclear? Un război nuclear în înțelesul lui dramatic din perioada războiului rece, probabil că n-am fost nici atunci în perioada războiului rece, nu suntem nici acum. Utilizarea armelor nucleare tactice, arme nucleare de putere mai mică, sunt șanse destul de mari, sunt mai mari acum șansele decât acum 2-3 ani înainte să înceapă agresiunea extinsă a Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, Rusia nu are niciun motiv în acest moment să utilizeze bombă nucleară, fie și tactică, pentru că nu și atinge niciunul din obiective pe care le-ar propune prin acesta. În primul rând, ea e într-o poziție nemaipomenit de bună pe front, n-a fost niciodată într-o poziție atât de bună, putea să fie tentată să folosească arme nucleare în vara lui 2022, când nu suferise o înfrângere și era evident acea înfrângere, ea a recuperat teren, acum este în ofensivă, deci n-ar avea de ce. Ca să folosești armă tactică, trebuie să îți atingi un obiectiv strategic. Care ar putea fi obiectivul strategic al Rusiei? Să oblige Ucraina să încheie pace? E puțin probabil că în urma unei... Dar ce înseamnă folosirea unei bombe tactice? Înseamnă o bombă de o bombă nucleară, dar de mică putere. Bombă nucleară de mică putere poți utiliza să distrugi o, nu, de pildă, ai un corp de armată undeva, ai într-un anumit spațiu acolo care poate fi identificat să lovești și să obții niște distrugeri materiale, ai arme, muniții, dar în cazul ăsta nu se pune, pentru că nu există niciun moment, nici în intenția Rusiei, nici în intenția Ucrainei să strângă la un loc foarte mulți soldați, foarte mulți armament și muniți. Iar sarcinile astea tactici le poți rezolva în cazul în care se întâmplă așa ceva cu alt tip de arme. Și mai e ceva în legătură cu Rusia. Poate că în Occident lucrurile funcționează altfel, dar în legătură cu Rusia lucrurile sunt destul de complicate, pentru că să zicem că dă Putin comanda. Nu sunt tot convins că comanda respectivă va fi executat. De lucrurile sunt mai complicate. Nu sunt convins că vor merge, că are niște butoane ruginite. Vorbim despre Rusia, care are alt ritm al de utilizare. În același timp trebuie să ne uităm, să fim atenți că este și o diferență destul de evidentă între percepția amenințării nucleare care există în Europa de Vest, care e mai aproape de rachetele, nu de focoase nucleare ale Rusiei, și cu totul alta, sau există, dar nu atât de evidentă în Statele Unite ale Americii. Amintiți-vă că în Statele Unite în 68-69 chiar au fost niște articole al lui Kissinger în perioada respectivă, în care vorbea de posibilitatea unor lovituri nucleare tactice, el spunea că nu sunt nici imposibili și nici neapărat de ocolit, tocmai pentru a nu da satisfacție rusă. Propaganda rusească a lucrat foarte mult pe teama asta de război nuclear, una din temele principale ale luptei pentru pace finanțată generos de Moscova în perioada războiului rece a fost tocmai asta, amenințări nucleare. Ei vorbesc și acum foarte mult despre, vorbesc foarte des, cred că în fiecare zi e un oficial rus care zice despre... O vorbesc ca noi să ne speriem, deci este, dacă vreți, un fel de coadă a propagandei rusești din perioada războiului rece. Depinde de noi dacă vrem să rămânem în siajul aparatului de propagandă rusești. Suntem în plin război hibrid, trebuie să înțelegem lucrul ăsta și trebuie să explicăm publicului ce înseamnă asta.
că nu trebuie să ne speriem că niște că Rusia nu la rândul ei Putin nu poate atât de ușor să accede. Deci folosind această amenințare, ce vrea Putin să ne transmită? Ha? Că vrea să ne transmită că e dispus să facă ceva. Așa, și noi trebuie să să-i cedăm, probabil. Să cedăm. Deci da. Dacă el vrea să ocupe România, noi, de frica bombei nucleare, cedăm. Dacă el vrea să ajungă la Atlantic, să ocupe Parisul, pe mine. Noi trebuie să-i cedăm. Deci noi trebuie să-i cedăm lui Putin. De ce? Pentru că ne-i frică de bomba nucleară. Eu cred că ar trebui să discutăm altceva în România, în condițiile în care nu mai avem garanție de securitate pe care apartenența la NATO și așa nu mai sunt 100% sigure. Nu? Totuși, Ucraina e o țară care a primit niște garanții de securitate. Nu? I s-au asigurat frontierele de către americani, de către britanici, de către francezi, de către ruși, da? Și unde au dus acele asigurări de frontieră? Gândiți-vă că în momentul ăsta, poate pentru România, ar fi interesant să deschizi o dezbatere. E cazul ca România să-și facă arme nucleare, să-și creeze propriul arsenal nuclear, pentru că altfel nu e nimeni care să o apere. Nu ai nicio garanție de securitate, mai au sau nu mai au valoare? Prezența României în NATO mare sau nu mai are valoare? Iar garanție de securitate, cred că e o diferență, nu, între garanție de securitate pe care l-a primit o țară cum e Ucraina și apartenența la NATO, nu, e poate mai mult, nu știu. We will see. Cât de rău stau lucrurile pe frontul ucrainean în acest moment, pentru că cam astea sunt știrile, nu, care circulă cel mai mult în presa și occidentală și cea românească, că lucrurile nu stau bine. Presa de data asta nu minte. Stau foarte rău, stau extrem de rău. În același timp, capacitatea Rusiei de a rupe frontul, de a ocupa Kievul, nu mi se pare evident în acest moment. Da, stau rău, dar trebuie să spunem de ce stau rău. De ce stau rău? Că n-au muniție, nu? Păi n-au muniție. Cine trebuia să le dea muniție? Statele Unite, Europa trebuia să le dea muniție. Așa, bun. Deci stau rău nu pentru că ucrainienii s-au decis să nu mai lupte, s-au mutat toți în Zanzibar la soare sau... Nu, sau să duc în concediu, sau plictisit să treacă cu pușca și vor la, nu, pe coasta Italiei să meargă la plajă. Nu, stau rău pentru că Occidentul nu le mai dă muniție. Stau rău pentru că americanii de 7-8 luni nu reușesc să treacă prin parlamentul lor, prin congres, să treacă prelungirea, nu, un pachet financiar care să permită trimiterea de muniție, care înseamnă locuri de muncă tot în America, că banii nu se duc la Kiev, nu-i pleacă nimeni cu gențile de bani în Europa, banii rămân tot în America și muniție, nu pleacă muniție de ultimă generație pe front, ci pleacă muniție din depozitele militare ale Statelor Unite ale Americii. De asemenea, nu, Germania nu trimite ultimul răgnet în materie de rachete Taurus ca să apere cer. De ce e bombardat de luni de zile, e bombardat, e practic nimicit orașul Kharkiv? Pentru că nu are apărare antiaeriană. De ce nu are apărare antiaeriană? Pentru că aliații occidentale ai Ucrainei nu livrează muniție. Nu livrează rachete cu rază mică și medie de acțiune pentru a putea să nu asigure apărarea antiaeriană. În America e un joc politic. Peste tot e joc politic. Dar în Europa, Germania e joc politic, cu... în Europa ai alegeri europarlamentare. În Europa este zona în care probabil se simte cel mai confortabil spionajul rusesc, rețele de propagandă ruse. Acum câteva zile au câștigat alegerile prezidențiale proruși în Slovacia. În Slovacia e acum guvern plus președinte la pachet anti-ucrainieni, declarații anti-ucrainieni. De ce sunt anti-ucraineni? De ce sunt anti-ucraineni? Pentru că propaganda rusească funcționează foarte bine. De asta sunt anti-ucraineni. Pentru că niște teme false, nu? Fermierii, produsele orice, ucrainene, nu contează, care nu contează, sunt cei doare pe Slovacia? Nu știu ce, buze mai frumoase, ucrainiencele au, nu știu, au păr în urechi, nu știu, orice, putem inventa orice. Propaganda rusească funcționează perfect și îți oferă ce dorești la momentul la care ai tu nevoie. Ca și România funcționează, nu știu dacă, probabil că nu se discută despre România, dar în străinătate, uitați-vă, în Germania,
funcționează la perfecție propaganda rusească. AFD-ul stă foarte bine în sondaje în acest moment, da? Socialdemocrații lui Scholz tremură ca nu cumva să supere Rusia, să supere pe Putin. De ce? Păi socialdemocrații germani au o lungă tradiție de cooperare cu Rusia. Amintiți-vă că ne întoarcem în trecut, Republica de la Weimar, Rapallo, Rathenau cu Cicerin, nu? Bazele militare germane în, lângă Moscova, anii 20-30, deci e o lungă, foarte lungă și foarte solidă cooperare între socialdemocrația germană și Moscova. Asta, lucrurile astea nu se șterg, asta intră în ADN-ul. În momentul în care o generație, două, nouă, repetă lucrurile astea, asta intră în ADN-ul nu, structurii politice respective. Ziceți că nu contează. Cum să nu conteze? Socialdemocrația germană, oricât s-ar schimba, nu să, undeva în gen, în profunzime, tot... Să întoarce și nu Rapallo tot. Bună întrebarea este și care ar fi finalul, care ar fi finalul? Ce ne-am Nu știu, adică, finalul este să business as usual cu să se facă Rusia. să se facă o pace, nu, în care să Ucraina să cedeze ce să cedeze, păi nu ne-a zis Trump să cedeze. Bine, după aceea a zis că n-a zis. Poate că nici n-a zis, poate că ziariștii de la Washington Post au inventat. Era o înregistrare, am văzut, parcă l-am văzut la televizor, totuși pe Trump spunând despre asta. Deci nu e chiar invenție. Să nu ne mai vrea nici Ucraina, vrea teritoriu, ok. Problema nu este din acest război, să știți că nu este neapărat Rusia și ce face Rusia să se întoarce. Problema este alta și e mult mai gravă. Problema este compromiterea Americii. Ideea de America care nu apără o ordine mondială dispare. Când America va veni peste câțiva ani să ofere altui stat garanții, probabil că în statul respectiv o să-și dea coate oamenii politici, o să tăvălească de râs. România mai are încredere în garanțiile? Stai să te gândești, domnule, că nu, americanii nu le-au livrat ucrainienilor nici arme, nici după ce le-a dat niște arme, le-a mai dat muniție. Cine? Păi poate că e mai bine să te aliezi cu Iranul, cu Coreea de Nord, cu China. Păi ia-ți dă cuvânt. Americanii occidentali bacă o campanie electorală, bacă social-democrații cu republicanii, bacă social-democrații germani, nu știu, și au întindere la picior. Să știți că astea sunt discuții foarte serioase și discuțiile astea că nu vor începe în România. În România sunt niște băieți care se ocupă de chestiile astea, nu trebuie să aflăm de ele. Dar în străinătate o să înceapă discuții serioase pe subiectele astea și o să aveți surprize. Lumea o să zică, dom'le, dacă aliații tradiționali, ordinea mondială pe care am crezut-o nu eternă, dar oricum pentru încă o generație, două, cu americanii la volan, la cârmă. Fiind principala putere. Se prăbușește. Da. Americanii nu mai contează. Păi atunci ne orientăm și noi, trebuie să supraviețuim. Să știți că imperiile când pică nu se prăbușesc neapărat pentru că sunt agresate din afară. Imperiul Roman, nu, 476, Roma, s-a prăbușit pentru că a fost mâncată din interior de cari, nu pentru că cineva a venit din afară. Acum ați vorbit de America, dar haideți să vorbim un pic despre Europa, pentru că prima întrebare e, ar avea totuși Europa ce să dea, să furnizeze, pentru că sunt acele, nu știu, un milion de obuze sau cât trebuia să erau în... Nu știu ce au mai vândut și, cei, întrebarea n-au dat nimic, au vândut, și întrebarea până este n-au dacă intrat are, bani, ce? Până n-au numărat ultima centimă acolo de la canadieni sau de la cine mai, n-a plecat nimic. Habar n-am dacă au plecat obuzele spre... Până în acest moment nu pare să fi plecat obuzele spre linia frontului. Deci probabil că n-au intrat bani în conturile cehilor. Și ce se întâmplă în situația aceasta în care ucrainienii n-au cu ce să se apere, rușii au și atunci... O să rupă linia frontului, o să avanseze, o să ocupe Kievul, o să ocupe toată Ucraina. O să ne rugăm de ei să nu treacă mai departe de Ucraina, să nu treacă mai departe de fostul RSS, dar Putin ne-a spus... Că el nu vrea fostul RSS, el vrea granițele Imperiului Rus. Asta înseamnă că Polonia cam dispare de pe hartă. Și țările baltice, că ele făceau parte varianta RSS Rus, și da. Varianta Imperiului Rus dispar de pe hartă. Deci ar putea granița să meargă până undeva aproape de Berlin.
Hai să ne întoarcem la România, pentru că în acest context pe care l-ați descris dumneavoastră, e o întrebare. Ce rost are candidatura lui Iohannis la șefia NATO? Cum o vedeți? Marion, niciun fel. Adică îl sprijină cineva cu adevărat? Păi n-ați văzut că sprijin Orban, Fico. În afară de Orban, au mai fost niște vorbe, niște declarații așa cu sensuri multiple, nu? Și din partea Poloniei, dar nu a ieșit foarte clar. Multiple din partea Poloniei, nu știu ce a declarat Poloniei. Poloniei n-a declarat nimic din care s-ar fi putut înțelege că îl susține pe Iohannis. Că ar fi momentul ca și Estul să conteze. Cam, asta așa, așa, sigur, pământul e rotund, ar fi dacă momentul că, ca și dacă nu e alt candidat din Est, dacă nu așa e doar Iohannis, poți să te gândești la gândul că poate pe Iohannis să-l... Nu știu, poți să tragi o concluzie. Eu pripită. Nu mai vreau să trag concluzia asta. În fine, deci nu este absolut nimic nou. Deci cum Bucureștiul putem să interpretăm? E în același hău de prostie și mediocritate. Dar nu mai e mediocritate, e prostie de-a drept, cu care suntem obișnuiți, dar ne făceam că uităm lucrul ăsta. Adică s-a pus problema și diplomatic, chiar și, președintele României chiar ar putea deveni șeful NATO? Adică nu e foarte clar. Adică eu nu știu, n-am auzit. Deci și niciun contact, nici la mâna a doua, a treia, să zicem, unde aș mai putea eu așa... Nu avea contact cu oameni, n-am auzit nicio secundă așa ceva. Nici măcar cu două zile înainte să fac anunțul n-am auzit așa ceva. Cealaltă variantă care a fusese fluturată era ceva cu UE, dar acolo am întrebat și eu oameni care se pricep la Bruxelles și mi-au spus că nu au nicio șansă. Și am zis, cum nu are nicio șansă? Adică să fie ceva la schimb? Nu trebuie să fie nimic la schimb, acolo e piață, acolo e vorba de prestigiu, acolo e vorba de, trebuie să ai consistență. Faptul că eu mă ocup de Rusia pe mine mă ajută poate mai mult decât vă închipuiți dumneavoastră să înțeleg România. În România lucrurile nu sunt foarte diferite față de Rusia. Diferența este că România e un stat mic, e un stat, mulțumim contextului, integrat în clubul occidental, dar România în articulațiile ei, felul în care funcționează, nu e foarte, foarte departe de Rusia. Deci, într-un fel, am constatat în mai multe ocazii că înțeleg mai ușor și mai bine ce se întâmplă în România. Deci, ai niște structuri, da? Care sunt subordonate președintelui. Acei oameni nu o să-i spună niciodată președintelui, nu o să îi livreze niciodată președintele o analiză serioasă. Nu? Președintele dă semn că vrea ceva. Deci este o competiție între instituții. SRI, SIE, SPP, STS, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, ca să-i facă pe plac liderului suprem. Deci nu, da? Este contrazis. Deci nu, să, nu este... să ghicească ce ar vrea să audă liderul suprem. Și aceste instituții, pentru o secundă, și-au închipuit că liderul suprem vrea să fie șeful NATO. Și atunci ei au livrat, l-au încurajat. Tu te pune, fă, promovează, hai că bine pentru România. Și, dar ei nu au făcut niciodată o analiză. Nu, ce înseamnă? În primul rând, n-a existat în istoria NATO ca un fost președinte să candideze pentru funcția secretă. Asta este o funcție tehnică. Pentru asta trebuie să ai abilități uriașe de comunicare cu publicul mare și între aliați. Tu ești acolo un secretar, cât asta îi și spune secretar general, în slujba unor oameni, unor state. Tu trebuie să mediezi, trebuie să faci navetă. Uitați-vă la agenda actualului secretar general și comparați-o cu agenda președintelui României. Pe de altă parte, avem un român care este Mircea Geoană, care e adjunctul șefului NATO. Mai secretar ajunct eu, în afară de, înainte de Mircea Geoană, n-am auzit de vreun secretar general. Sunt atât de importanți că eu, care de vreo 30 de ani mă ocup de zonă și de securitate, n-am auzit de niciunul. Deci a apărut această... Deci presupun că Mircea Geoană e primul secretar general în istoria NATO. Adjunct, da. Un secretar general adjunct în istoria NATO. Poate că e important, nu știu. Oricum, Geoană, spre deosebire de Iohannis, are abilități mult mai mari de comunicare. Atenție! Asta este o funcție, cea de secretar general NATO, făcută pentru miniștri de externe.
Mulți miniștri de externe au fost secretari general NATO. Miniștri de externe, miniștri apărării. Doar doi prim-miniștri au fost secretari general NATO. Deci asta nu e o funcție pentru președinți, asta e o funcție pentru miniștri de externe, miniștri apărării, pentru oameni care pot să comunice, pot să medieze, au skills-urile diplomatice de comunicare foarte dezvoltate. Ori, cu tot respectul, nu e cazul președintelui României. Deci cei care n-au intrat, domnul președinte, e ok, a rezistat țărișoara asta 9 ani, mai rezistă câteva luni. Haide, ar fi trebuit să-și sfătuiască, da, să nu să-și vadă de treabă. Tot în contextul ăsta, cum interpretați faptul că România, deși a spus că, că dă către armată peste 2%, asta se știa. În realitate a fost o constatare din asta. Simplu, a fost 1,65, adică problemă cifre, numere. E România. Adică e România. Oamenii nu știu să numere. Ar fi fost straniu să nu fie așa. E România. Nimeni... Dar se vede, adică asta este foarte vizibilă. Da, nimeni nu ia serios. Voi uitați la băieții ăștia care își uflă mușchii pe acolo, scrie mare România în fața lor și vorbe. Alianții Occidentale știu foarte bine cât valorează România. Știu who is who in Romania, deci, și știau că România nu dă 2%. Și nu i-a deranjat? Păi ce să le spui românilor? Să-i dai cu capul de masă? Credeți că vin să ne zic că-ți năvată obraz? Păi potoliți-vă, nu mai mințiți, îngheață apele, potoliți-vă. Dar odată la un an sau la doi ani, publică aceste cifre. Care sunt evidente, păi adică evidente, le vede toată lumea. Iar asta se știe. Gândiți-vă la departamentul de stat, gândiți-vă la Foreign Office. Astea sunt instituții care vreme de decenii, de generații întregi de diplomați, they know how to deal with Romania. Generații întregi. Ei când au de-a face cu România, ei se uită pe un track record de 40-60 de ani și știu cine sunt români. Pentru ei ar fi ciudat, curios și într-adevăr excepțional ca să se fi schimbat ceva în România. Faptul că nu se schimbă nimic nu-i deranjează. Știi că știu despre ei ce e vorba. Ei știu cu cine discută. Și atunci nu e, n-au surprize. Tot deci, despre știți NATO. Știți ce vă ajută să înțelegeți? Duceți-vă la documentele diplomatice, la lucrările de istorie, în care sunt folosite documente diplomatice americane, britanice, franceze, anii 20-30. Să vedeți pe ambasadorii acestor țări cum descriu realitățile din România. Și vă lămuriți. Nu, ați încheiat discuția și așteptările dumneavoastră să fie mult mai modeste din acel moment. Avem Marc Rutte, despre care Băsescu a spus că e un dușman al României. Acum, întrebarea ar fi, să zicem că ajunge secretar general al NATO, cum să-l privim? Este un dușman al României? Ne dorește răul? Nu ne înghite? E o realitate sau e doar, nu știu, ceva politic? A avut un conflict Traian Băsescu la un moment dat cu Marc Rutte și... Și a avut un conflict cu Marc Rutte, dar până la urmă, nu, până la urmă se vedește că Marc Rutte a avut dreptate. Doar după cifra asta cu 1,6 versus 2%. Deci ce să zic și Băsescu? E un om care a încercat să promoveze, să smulgă și cu NATO, să smulgă și cu poziționarea României pe flancul estic, să obține și Schengen. Așa. Dacă judeci pe termen lung, din perspectiva, nu, să spunem, interesului profund al României, interesul profund al României care e? Nu? Să modernizeze, să fie cu adevărat o țară compatibilă, nu, care să-și însușească valorile occidentale. Alea înalte, cele mai înalte, nu șmecheria asta orientală. Da? Păi, după criteriile astea, Rutte ne-a făcut un bine. Deci nu e un dușman în România, un prieten în România. Ce ne-a făcut Rutte? Ne-a zis, nu sunteți suficient de curat, nu v-ați reformat, n-ați reformat, nu, poliția de frontieră, nu, sistemul de justiție, Schengen, da, lucrurile da. Sigur că nu cred eu nici în nu, naivitățile occidentale, au și eu o doză foarte mare de cinism în materie de Olanda și de Rute, s-au pupat cu rușii până s-au tocit obrajii,
Sigur, după 2014, după ce l-au dobărât, mai ales General Airlines-ul, erau 200 de olandezi care acolo, e mai greu să te vacanță, pui. Da, așa este. Da. Totuși, amintiți-vă, înainte de asta, în Amsterdam erau marile expoziții, nu de artă, rusești, mai toate firmele mari rusești, toate au, sunt înregistrate în Amsterdam. Deci, în același timp, după ce a început războiul, acum 2 ani, olandezii sunt unii dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei. Noi suntem susținători în secret. Dar olandezii dau. Olandezii, cine dă avioane F-16? Nu Olanda. Olandezii dau, trimis, sunt un mare hub. Bine, sunt folosiți de american, ca mare hub în Europa de Vest. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu, rute a fost la Kiev. Iohannis s-a lipit și el... Cum a fost? E foarte important context. S-a lipit, nu, de lideri occidentali, nici n-a fost amintit în relatările. Au tăiat pozele, presa occidentală, că știu că am scris eu despre asta, a dat poze cu cei doi, al treilea era Iohannis, dar i-au tăiat și au astfel încât să apară numai cei doi. E o treabă foarte frustrantă pentru cineva ca idronia, pentru un român. Și eu am vorbit cu presă străină și încercam să zic, știi, au fost și, uite, președintele României, nu erau convinși că, nu, uite, e în poză, ce caută acolo, cine? Deci a fost o încercare, o șmecherie românească, așa. Noi suntem importanți, adică suntem cel puțin, uite, polonezii nu reușesc să se lipească de și noi, deci... E prost gândit de la început. Dacă știa că vrea să are în intenție vreun român, vreun demnitar român să meargă la NATO, nu? Păi ar fi trebuit să fie foarte activ pe dosarul ucrainian. Așa să fie, să comunice extraordinar de mine. Nu, care e tema acum care, nu, pentru securitatea Ucraina, da? Păi trebuia să zbârnie România pe dosarul Ucraina. A zbârnăit. Deci a venit președintele Zelenski la București. Au, în mod jenant, au anulat discursul din Parlament. De frica lui Șoșoacă, da. Nici nu mi-e foarte clar. Eu nu cred că Șoșoacă nu putea fi trimisă la plimbare. Eu cred că ei n-au vrut, băieții care la butoane. Și zic, bă, ne supărăm noi cu rușii. Asta. Deci, la noi, ce nu s-a întâmplat? În 89 și 90, când s-a produs schimbarea de garnitură în domeniul de politică externă și securitate militar în țările Europei de Est, la Varșovia a fost o negociere, masa rotundă. Au ieșit unii din scenă, au venit. În România nu s-a întâmplat așa ceva. Astăzi la putere sunt, în continuare sunt copiii și nepoții acelorași tip din regimentele sovietice, Horia Cloșca, Cristian Tudor Vladimirescu, care au venit în România în toamna lui 44. Pentru că n-a fost nicio negociere, niciun fel de transfer de putere. Ori, pentru ei, sunt occidentali, se iubesc cu americanii, cu steagurile americane, ei sunt după bănuți. Da, Rusia e sfântă. De ce? Pentru că bunicilor, părinților, de acolo au plecat. Din lagărele de concentrare rusești, au pupat Anna Paucăr, cursul scurt, bazele marxist-leninismului al lui Stalin și au învățat acolo, nu, limba rusă cântând. Adică spuneți că avem un așa un establishment care este diplomatic, nu, și de securitate, că la el vă referiți, cu origini din zona aceasta. Dar asta nu împiedică să fie foarte pro-american. Uitați-vă la comuniștii și la stânga poloneză. Ei sunt mai pro-american decât dreapta. I-au învățat, ei știu, trebuie să pup mâna jupânului. Cine e jupânul acum? America. Ce părere aveți de planul ăsta de pace lansat de Trump, dezvăluit de Washington Post, care vorbește despre cedarea Donbasului și a peninsulei Crimeea de către Ucraina? E ceva realizabil? Chiar ăsta e un plan de pace real? Care se mai discută pe undeva? De ce s-a mulțumit Putin cu atât? Deci este deja secundar pentru el anexarea Crimeei. Deja e prea puțin, nu? El vrea altceva, el vrea niște garanții cu Ucraina, restul Ucrainei rămâne în zona lui de influență, restul Ucrainei la Kiev o să fie un guvern pro-rus. Adică
ce s-a întâmplat în Georgia după războiul din 2008, e parfum pe lângă ce vrea el. El vrea acolo în Ucraina să creeze bazele, pentru că din Georgia tu n-ai unde să te duci să mai faci război. Că nu faci război cu Turcia, cu Erdogan, că se iubește cu Erdogan. Dar în continuare, după Ucraina, are teritorii pe care nu Putin le vizează. Vrea vechiul Imperiu Rus. Vrea să pună nu frontiera, pe frontiera Rusiei de la 1914, de la 1 mai 1914. Ori asta înseamnă să mergi mult mai departe. Sigur, în ce ne privește pe noi, la noi e mai ușură, nu e chiar atât de problematic. Că vorba e, păprut acum, păprut a fost și atunci. Dar pentru alții s-ar putea să fie problematic. Pentru statele baltice, pentru Polonia, nu? Sunt țările mai afectate. Exact. Mulți se întreabă ce urmărește Macron, care vorbește despre trupe NATO trimise în Ucraina. Astfel, vedeți trupe NATO în Ucraina? Eu cred că e muse. Dacă vrem ca Ucraina să nu fie frântă, cred că acolo o să ajungem la trupe NATO. Mă, nu știu dacă NATO sau fără... Adică să fie doar NATO, cu sigla statului respectiv, nu? Sau, da, nu. Adică să nu fie NATO, să fie franceze. De pildă, sau. Da. Nu, adică nu-mi închipui trupe NATO. Gândiți-vă, NATO, ca să iei o decizie, asta înseamnă și Ungaria să fie de... să aprobe. Sau înseamnă și Turcia să aprobe. E puțin probabil ca Ungaria, nu, Orban la o ședință, sau Fico, nu, să vină Slovacia. Spun clar, domnule, nu. Și probabil după alegerile de anul ăsta, de anul viitor, să fie și mai multe țări care o să zică. În același timp, pentru România, pentru Polonia, pentru Baltici, pentru Franța, pentru oameni care înțeleg ce se întâmplă acum și nu fac joc cu Rusiei, devine vital, important să susțină, dar să susțină nu retoric, să susțină cu oameni, cu muniție, cu se foarte serios. România nu fac nicio iluzie, nu intră în categoria asta, dar Polonia, francezii, alții, e musai să facă. Iar francezii, mă întrebați de Macron, păi, ce au francezii cu ruși? Africa Centrală, unde ce le-au făcut rușii francezilor timp de ani și ani de zile, e aproape de neimaginat. Și francezii n-au dat toate detaliile. Adică au venit și acolo unde aveau ei influență, Wagner, trupele Wagner care au, da. Au deșurubat din poziții de putere oameni sprijinit de francezi, au desființat rețele de influență ale francezilor acolo, au scos afaceri franceze în Africa Centrală, nu? Au consolidat niște regimuri autoritare de-a dreptul criminale, niște dictatori, niște autocrați care tăiau capete. La rândul lor, aceste trupe, Wagner, mercenari Wagner, au fost de o violență extremă. Au încercat, au jucat propagandistic extrem de agresiv împotriva Franței, care nu a fost putere colonială și a menținut mulți ani până astăzi influența în Africa Centrală, nu, cum să spun, inventând tot felul de scenarii cu crime pe care echipurile Franța le-ar fi făcut acolo împotriva populației africane. Deci de o agresivitate teribilă campanie. Credeți că ăsta ar fi motivul pentru care Franța, să zicem, ar putea, unul dintre motive pentru care ar putea să trimită trupe, nu, în Ucraina? Nu, sau... cred că pentru Africa. Ce se întâmplă? Francezii, în condițiile în care și Merkel discen, în condițiile în care Scholz nu se înșurubează prea bine, e pălărie prea mare pentru el, în condițiile în care Germania nu și-asumă, nu, Anglia a ieșit din UE, Franța a rămas singura putere nucleară în Statele Unite. E nevoie, problema Europei și că nu există leadership. Macron nu are alegerea anul viitor. Macron își poate permite ceea ce nu Germania și alți lideri occidentali nu își permit. Dintr-o dată îi vezi pe britanici cu, nu, frumoasa lor izolare, splendida izolare a Albionului, nu interesează, nu poți să pui bază pe el.
Polonezii sunt aproape disperați, deocamdată Tusk a venit, n-are un guvern foarte solid, n-are o majoritate foarte puternică în spate și vedem lunile astea că n-a făcut decât să răfuiască cu opoziția, ba să frângă gâtul nu știu cărui general, ba să deșrubeze nu știu pe cine din nu știu ce poziții. Deci n-am convingerea că îl prinde Crăciunul pe Tusk în poziția de prim-ministru la Varșovia. Țările baltice, cum să spun, sunt invadate de refugiați ruși. Din zona asta, România, așa cum e ea cu Bube și cu, pare liniștită. Nu e mare lucru de capul ei, să fim serios. Tocmai discutam 2%, 1,6%. N-ai un leadership care să știe ce vrea, dar poate că ăsta este într-un fel mai bine. De ce? Pentru că băltești într-o mediocritate. Când tu băltești în mediocritate, e complicat să vin. Unu, atragi puțin atenția asupra ta. Nu? Da, nu reprezinți o miză. Nu reprezinți o miză, nu reprezinți un pericol. Și te strecori în istorie, speranță, poate trece trenul prin gară și nu-l vede nimeni, așa, puși. Dar în România lucrurile sunt atât de manipulate, atât de cenușii, atât de... încât nu-mi dau seama ce contează. Dacă are vreo rezonanță. Nivelul de dezbatere publică din România e destul de scăzut. Dacă vreți, comparați cu francezii, nu? Comparați cu polonezi, comparați cu discuțiile acolo despre Rusia, despre impact. Eu nu m-am uitat niciodată, eu doar primeam de la studenți bucăți de nu calupuri de știri sau fotografii după așa, în care niște copii de 20 de ani totuși erau suficient de inteligenți încât înțelegeau că sunt prostii extrem de grave și s-au luat cu mâine de cap. De exemplu, mai erau câteva ore până să înceapă invazia rusească și la noi toată lumea pe televiziune. Eu nu eram în țară, dar studenți care îmi povesteau lucrurile astea, erau șocați. Că toată lumea spunea că chiar ieșeau la televizor oameni de, mai de că sistem nici pomenală să existe ceva. Nici da. Oamenii țară, nu codoriți, așa era, asta era atmosfera României. Vă dau cu capul de masă. Și înțeleg că erau puțin șocați ce din ambasadele străine care comunicau românii exact opus. Ziceam, dar cum? N-ai, bă, păreau normal la cap când discutam cu ei. Îi vedeai peste două ore la televizor urlând. Da, cele mai multe asigurări că nu se întâmplă nimic le vedeai în da. România, pe sigur. Republica Moldova. Există informații de acolo, oameni care se tem foarte mult de perioada imediat următoare, că s-ar putea să se întâmple ceva, să refacă ceva rușii. Acum, bun, întrebarea este un atac direct împotriva Republicii Moldova în condițiile în care e totuși o distanță, că e Ucraina între Rusia și Moldova. Nu putem să ne așteptăm. Dar la ce să ne așteptăm? La ce, ce se poate? Ce poate face Putin în Moldova ca să-și atingă scopurile? Au de văzut care sunt scopurile lui Moldova. În primul rând, astea trebuie definite. Doi, în funcție de scopuri pe care își le propune, vedem context și vedem ce instrumente are. Poate, nu știu, o putere favorabilă să fie în Moldova? În cazul ăsta sunt alegeri, numai bine dacă Putin își propune anul ăsta lucrul, dar poate vrea să scape de Maia Sandu. Sunt alegeri prezidențiale în toamnă, în noiembrie, și atunci Putin încearcă să stabilizeze situația politică internă de acolo și să aducă la putere un președinte care să fie favorabil. La ce ar folosi? În contextul acesta? Păi pune presiune deci, pe Ucraina. Deci, într-o zonă foarte sensibilă, foarte importantă pentru Ucraina, cum e regiunea Odesei, nu? Care e vizată de Rusia, de câte ori fostul președinte Medvedev sau Putin ies la public, ne anunță că Odessa e raz rusesc, că războiul nu se va termina până ce Odessa nu va reveni în granițele primele patrii, mamă Rusia. Deci în condițiile astea nu e vital important pentru, din punct de vedere strategic, nu să aduci un președinte pro-rus la Chișinău, nu care să faciliteze deschiderea unui front de luptă în spate, nu? Să lovească Ucraina din spate, zona transnistreană, în regiunea Odessa. Ca pur și simplu tu să tai din Odessa, să tai pur și simplu din Transnistria, din Chișinău, tu să tai Odessa, regiunea Odessa, să o tai de restul Ucrainei. Și atunci, în sfârșit, rușii ar putea realiza, să poți imagina, dar nu mai au cu cine, că le-au scufundat ucrainienii, vasele de desant. Deci,
în momentul ăsta, cred că Putin ar putea realiza maxim o diversiune, dar nu foarte importantă împotriva Ucrainei, ar putea crea probleme României, la granița de est a României, ceea ce sigur l-ar bucura teribil. Și miza lui cea mai mare nu e România, e evident Ucraina, pentru că în momentul în care tu ameninți Ucraina, Zelenski va fi obligat să-și ia niște trupe de pe alte fronturi, 15.000 de oameni, 10.000 de oameni, să-i trimite aici. Pentru că nu asta înseamnă arme, asta înseamnă oameni, asta înseamnă muniție. Deci, practic, e dramatic pentru Ucraina, pentru Ucraina. Ca să nu mai vorbesc de pentru viitorul european al Republicii Moldova, după o astfel de schimbare de putere, Maia Sandu cu un lider pro-rus, va fi ceva dramatic. România dă asigurări tot timpul Moldovei că nu îi se va întâmpla nimic. La ce se va? Adică ce? Că o întrebare acum. Ce face România dacă Moldova pățește ceva? Noi ce facem? Dă comunicate de presă, nu e. Deci comunicate de presă în care condamnăm agresiunea și... Să duce la Bruxelles, să obțină o declarație de condamnare la UE sau ceva de genul ăsta. Altfel, sigur că România are acolo, gândiți-vă, are 1 milion de cetățeni. 1 milion de cetățeni înseamnă că nu, tu ai niște capacități fantastice de a interfera în viața politică internă a Republicii Moldova. Nu știu dacă România le va folosi, presupun că le va folosi, dar că le va folosi bine, cum le va folosi bine, asta mi-e greu să spun. Există și un proiect de modificare a legii apărării naționale, nu știu dacă ați văzut, în care avem posibilitatea aceea de a apăra cetățenii. Nu e foarte clar. Eu nu cred că se vor băga românii. V-am spus, această elită de apărare și politică externă, care are rădăcini de 3 generații, acolo nu va supăra Rusia. Are o frică atavică față de Rusia. E un an electoral. Războiul din Ucraina vi se pare a fi o temă importantă? Sigur, sau va fi o temă importantă absolut, în România? Fără niciun dubiu. Eu nu urmăresc politica internă, v-am mai spus și țineți cont de lucrul ăsta. Deci valoarea afirmațiilor mele pe teme de politica internă românească e scăzută. Pentru simplu faptul că nu sunt informat, nu s-a tăiat ce se întâmplă, dar nu are cum să nu fie importantă. Nu are cum să nu fie importantă pentru că, uitați-vă, tot vecinii în Europa, peste tot, se discută cât de departe, nu? Fico în Slovacia, Ucraina e una din principalele teme. În Polonia a fost o temă importantă de dezbatere. În Ungaria este o temă importantă de dezbatere. Peste tot în Europa va fi o temă importantă de dezbatere. Cum să nu fie în România, care din toate țările menționate are cea mai lungă graniță cu Ucraina? Cum să nu? Nu, exclus să nu fie. În același timp, electoratul din România în ultimii 90 ani a fost așa de tare decuplat de la viața politică, ținut departe de politică, sugerindu-i se că nu are nicio capacitate de a influența decizia, cam ca în Rusia, așa, încât va fi, pentru cei care vor să agite tema Ucrainei, va fi destul de greu, să știți, să încălzească electoratul ăsta dezabuzat, plictisit, nu? Întrebați-vă și voi, aveți vecini de bloc, bă băieți, tine, ce faci? Da. Interesul lui primordial e în 2 ani să fie în Italia, în Spania. Eu întreb pe studenții mei, te vezi peste 5 ani, peste 10 ani, peste... Foarte puțin să văd în România. Ori în condițiile astea, eu cred că ar trebui să mergem în comunitatea nepalez, de Bangladesh, din București, să întrebăm pe ei ce gânduri au privitor la viitorul României. Credeți că... nu știu, într-o situație delicată, tinerii din România vor dori să-și apere țara? Eu sper că da. Dar din experiență vă spun că nu sunt foarte mari șanse. Vă povestesc ceva ce am trăit fix acum 10 ani. În 2014 a fost anexată Crimea. Ministerul Apărării a trimis acasă, nu vrea să ia la socoteală, să vadă dacă sunt niște
oameni care făcuseră armata, care nu știau, ei sunt în țară străină. Și un taximetrist din județul, din Ilfov, într-o noapte mă ia cu taxiul și îmi povestește. Uite, a primit știre. Era la radio o știre, pe la 11 seara, fix despre și a primit și eu de asta. Da, dar am primit pentru fratele meu. Fratele tău nu se duce la armată? E în Spania. Dar i-am zis că i-a venit. Și eu acolo, ne apărăm țara, mergem, așa eu mai tânăr cu 10 ani, ne apărăm țara, ne... Și eu, da, da, să-mi dea mie armă. Și eu, da, da, ne apărăm țara de ruși, să-mi dea mie armă, că mă o să-l împuși pe primar. Bun, ce ți-a făcut primarul? Păi bandiții ăștia mi-au furat pământul, niște nenorociți, niște securiști, niște... Și eu mi-am dat seama că sunt niște răni atât de adânci în România asta... În ultimul timp, da. Încât mi-e greu să cred că... Nu, entuziasmul pentru a apăra și eu tot așa cu niște studenți, asta recent. Nu, ei îmi spuneau cum e cu armata, că dacă se va introduce armata și unii ziceau că da, sigur trebuie să facă, alții mi-au spus, nu-mi dă gând să pun pielea la saramură pentru cine, pentru ce? Pentru niște hoți? Păi băieții ăștia au furat, asta e nomenclatură comunistă. De unde știi? El e băiat din provincie, mai educat, Brașov. Da. Și am rămas foarte mirat. Unu, cât de multă informație pe istorie recentă avea. Cine fusese, cine furase fabricile. Și faptul că era foarte decis. Pentru el asta era o linie roșie. Și am zis, bun, și ce faci? Plec. Unde pleci? Păi tata, nu ai țară, nu ai... Mai integrezi, ești cetățean european. Adică valoarea ideii de cetățenie europeană, lasă pe pașaportul românesc scrie sus Uniunea Europeană, România. Deci pentru el partea de sus e valabilă, Uniunea Europeană, restul cum e România acoperă, cu palma să nu se vadă. Și am zis, Doamne, niciodată țara asta n-a fost mai puțin valorizată ca acum, deși din punct de vedere istoric e la un vârf istoric, niciodată nu i-a fost mai bine decât e acum. Deci aveam o mare problemă și de percepție, o mare problemă de elită politică și de ce se întâmplă în jurul nostru. Faptul că nu merge justiția, faptul că politica a ajuns să fie ce e azi. Eu aș vrea să închei într-o notă optimistă, da, și aș vrea să poate mă contraziceți. Acum, dacă mi-ați zis, nota optimistă, da, ajutați-mă și altă întrebare. Nota optimistă ar fi, așa. Nu avem un candidat politic, un politician care este... vădit pe față anti-Ucraina și pro-rus în România. Cum vi se pare această afirmație? Ne grăbim, stați puțin. Păi. Suntem în, nu, ce zi azi? Suntem în aprilie, nu nici măcar în locul aprilie. Alegerile vor fi peste multe luni. Haideți să vorbim după 10 iunie, să vedem rezultatul la europarlamentarea locală și după ce mai sunt de vorbă. Adică credeți că ar putea să renteze la un moment dat, să fii, din punct de vedere politic, să fii... Evident că s-ar putea să renteze, să fii și atunci să știți că natura are oroare de vid. Nu? Și o să apară ceva care să umple nișa asta. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuția eu de astăzi. Eu vă mulțumesc.